guys! Nu știu dacă vă dați seama. Dar astăzi este ultima zi de vlog. E ultima zi din 100 de zile, 100 days vlog challenge. Da? Nu vine să cred că am ajuns la 100 de zile. Deci am intrat în reflex chestia asta cu vloguitul în așa fel încât mi se pare ciudat să termine. Dar da, am ajuns la sfârșitul celor 100 de zile. Acum fac aici ceva mâncărică și după aceea mă machiez repede și plec la un eveniment Douglas. Astăzi o să ne plimbăm împreună, ca să zic așa. După ce plec la evenimentul Douglas, o să mergem la un workshop cu cei de la Samsung pentru utilizarea Note 10 Plus. Mi-a trecut și nebunia asta, mă rog, aproape mi-a trecut. Nebunia asta de pe față, punem și o roșioară lângă. Și nu știu ce să mai punem. Cred că am aici un avocat, dar nu sunt sigur cât de bun mai e. Așa, bun. Și cam asta este. Nu vine să cred că am făcut 100 de zile. Deci chiar nu vine să cred. 100 de zile. Tare! Chiar tare. Wow. Bun, sunt aranjată și eu. Am mâncat, m-am machiat și acum mă pregătesc să plec. Trebuie să plec la evenimentul Douglas și după ce plec la evenimentul Douglas avem un workshop cu cei de la Samsung. Nu știu ce caut și de ce mă învârt prin casă. În fine. Ne vedem la Douglas pentru că am de gând să vă arăt astăzi ce se întâmplă acolo. Guys, astăzi s-a lansat un brand de skincare, se numește Eisenberg și este un skincare natural. Sincer, nu știu dacă m-au auzit, sper să m-au auzit. Mi-am dat eu așa seama că am suport de telefon în mașină și că pot vlogui în mașină când conduc pentru faptul că țin telefonul pe suport, dar camera e acolo. Nu vine să mă uit în partea cealaltă pentru că e cumva întors invers o chestie asta. În fine, s-a terminat workshop-ul Samsung. A fost puțin diferit față de ce mi-am imaginat eu. Ceea ce s-a întâmplat a fost că a venit Vali Bărbulescu și încă un tip Milo, căreia nu i-am reținut numele, sincer. Și Vali ne-a dat câteva sfaturi și ne-a făcut o mică demonstrație legată de cum putem să facem poze super șmechere cu telefonul. Un lucru pe care, bine, nu e ca și că nu a zis Vali niște chestii mișto, dar unele lucruri, adică le știam cumva deja și știam că poți să obții niște rezultate absolut senzaționale cu telefonul și de asemenea și partea de video. La partea de video chiar am aflat lucruri noi legate de Note 10. Nu știam anumite lucruri care mi se par foarte tari, că de exemplu poți să schimbi camerele între ele în timpul filmării, ceea ce e foarte tare. Și acum mă duc repede la mama să-l iau pe repede fac jumătate de oră până la mama. E foarte aglomerat orașul. Și merg repede până acolo să îl iau pe cel mic
După aceea plecăm acasă, probabil că o să ies că la o plimbare, ca să-l scot și pe el afară, înainte de băiță. Nu știu cine mă sună. Da, deci mă sunase un curier și mi-a întrebat filmarea. În fine, o să ieșim cel mai probabil la o plimbare până la băiță, pentru că are nevoie să iasă și afară și doarme mult mai bine după ce îl scot la plimbare, plus că nu cred eu că o să aibă atât de mult chef să stea numai în casă până la băiță. Bine, ținând cont că o să fie 6 și până ajung cu el acasă, la 8 jumate începem băița, deci nu are chiar atât de mult de stat, dar în orice caz o să-l scot la o plimbare tocmai pentru că vreau să mai ia puțin aer și îi prinde bine, chiar dacă e întuneric. Mâine mergem cu el la două evenimente. Mergem la un eveniment NYX și la un eveniment Sephora. Evenimentul NYX este la 9 dimineața. 9! Probabil că nu o să ajungem chiar la 9 dimineața, eu sper. Da, sincer, nu cred că ajungem chiar de dimineață. Mai ales că el se trezește pe la 7. 7:30 până mănâncă, până îl îmbrac, până mă îmbrac și eu, până reușesc să mă machiez și toate cele, o să facă mai mult. Dar avem la 9 și la 11 eveniment, după care ar trebui la 2:30. Știu sigur dacă apuc să merg acolo. În fine. Aoleu, eu acum mi-am dat seama, voi mâine nu mai mergeți cu mine peste tot. Că mâine, gata vlogurile. Adică de mâine nu mai filmez. Ce ciudat o să fie! Chiar mă simt super ciudat cumva că nu mai mergeți cu mine. Adică eu vă povesteam tot ce o să facem mâine știind că voi veniți cu mine. Dar acum mi-am dat seama că voi de mâine nu mai veniți cu mine. Pentru că ăsta este vlogul numărul 100. Doamne, ce ciudat! Foarte ciudat. Mai discutăm acasă. Mai am ceva de mers. Da, ne mai jucăm cu ăla mic și încă la plimbare vedem noi toate cele. Toate cele. Bine. Vă mai țin de vorbă aici, așa, aiurea. Deși e vlogul 100, cumva am tendința să vorbesc mai mult, pentru că știu că de mâine nu voi mai vorbi. Dar da, mâine încerc să ies și la poze cu Andreea, să mai facem niște poze pentru Instagram, drăguțe. Oricum, o să mai mă vedeți pe story-uri. Adică dacă vreți să vedeți ce fac, puteți să mergeți pe Instagram să mă urmăriți pe story-uri, că e semi aceeași chestie, deși întotdeauna am vloguit mai mult decât am postat pe story-uri, nu știu de ce. Mie îmi vine mult mai natural să vloguiesc. Pe story-uri parcă nu vine atât de mult, dar pe vlog mult mai mult. Bine, vă las și am nevoie urgent de o cafea, pentru că mi-e puțin cam somn. Guys, m-am culcat pe Mati și acum mă apuc să editez vlogul de ieri, adică vlogul 99. Nu știu, nu vine să cred că se termină vlogurile, chiar nu vine să cred. Erau așa deja parte din viață, din viața mea. Poate o să fie foarte ciudat mâine când nu o să mai filmez. Chiar o să fie super ciudat. Și am vorbit cu Alex și în seara asta o să sărbătorim cumva chestia vlogul numărul 100. Și anume, am comandat ceva de mâncare. Și să stăm cumva mai mult de vorbă cu voi. Să începem. Asta este planul meu. Sper să-l reușesc pe Alex să-l fac să vorbească și să stea de vorbă mai mult decât măcar pe vlogul 100. Și e 9 jumate, bine, 9 și 20. Și dacă mă grăbesc, aș putea ca în jumătate de oră să fie vlogul live, ceea ce e ok. Hani! Hani! Ai luat mâncărică? Să știi că suntem foarte curioși. Da, nu mă aude, e în cadou. Bun.
Un Pompei iritat. Alex a pregătit, a comandat mâncarea noastră. Ia zi, ce mâncăm? Da, trebuie să vezi tu. Unde văd? Este pe hol. Haideți cu mine. Da. Fă-ne o surpriză, fă-ne o surpriză. E ultima seară, Anibani, este vlogul numărul 100. Vai, vai, ar trebui să pui 101 cu behind the scenes. Păi ce behind the scenes? Că deja e real. Haideți să vedem. E punga maro, deci nu știu ce e. Pancakes and more? Nu. A, e pancakes and more. Nu. Nu? Știu că eu mănânc plătit într-un singur loc. Vezi la un Dacrat? Băi, da! Dar culmea este că mergem la un brunch la pancakes and more în weekend. Da? Da. Hei, iaca! Știți ce o să zică? Știți cât de mult îmi plac plătitele de la pancakes and more? Plătite! Plătite? Plătite de cine? Plătite! Plătite de mine! Asta e pancakes and more! Sau nu e pancakes and more? Nu, la oră, nu. De ce sunt? Și aia. A? Aia mea! Asta poate fi și a mea. Asta... Deci vedeți cum vă sărbătorim vlogul numărul 100? Graș! Mâine cineva trebuie să meargă neapărat la sală. Chiar ar trebui. Interesant. Dar cine se ăștia? Zi-mi și mie. Se pare că nu vrea să-mi spună de unde apare. Maison de Crep. Ah, ok. Deci chiar e de la Maison de Crep. Astea sunt ale mele. Deci fiți atenți. Extraordinar de delicioasă. Aminte cum se numesc. D'Artagnan, parcă, nu? Ăsta e lauret, nu. Ceva de aici e lauret. Deci mi-mi plac lauret. Lauret. Astea sunt cu somon, avocado și cremă de brânză. Sunt absolut delicioase. Și ne uităm la Downton Abbey. Ce-i rocină? Vedeți? Și uitați un cățel, e toată familia aici să se răpătorească vlogul numărul 100. Matinez. Păi Matin doarme. Travis. Spune-ne, cum te simți acum că a ajuns la sfârșit vlogul? Liber. Ce înseamnă asta? Sfârșit liber, Laura. Adică? Liber. Adică nu-ți plăcea să vloguim? Păi eu nu vloguiam, eu sunt vlogger. Serios? Pe Laura, vezi? Gata, Laura. Ești și Mati cu noi. Nu. Ce? Este o șosetă. Acum ești liberă. Deci ca Dobby. Nu sunt Dobby. Asta vreau să zic, nu sunt Dobby. Ia tu de aici. Dobby is free! Dobby has his sock! Pagă-mură! Pa! Pa! Ne vedem! Nu ne vedem niciodată. Bă, nu e pa. Vreau și să mănânc. Păi mănâncă. Dar nu pot să mănânc. Vă rog frumos să închideți. Uitați-vă. S-a mâncat ea de aici. Foarte bun. Ce voiam eu să vă zic? Este că... E trist așa un pic că a ajuns vlogul la numărul ăsta. Că s-a terminat challenge-ul și că gata cu vlogurile și vreau totuși să vă zic noapte bună și în mod normal aș fi zis ne vedem mâine, dar o să vă zic că ne vedem în sezonul următor de vloguri din Liceu.